oameni care vor ajunge în funcții de conducere, oameni care sunt diabolici, monștri care vor distruge România la propriu. Dacă la 15% se comportă așa brutal, grobian, primitiv, la 50% ne împușcă pe stradă. Toți cei care au cumpărat materiale de propagandă aur nu au primit niciun fel de document. Banii nu sunt fiscalizați. Vorbele acestea nu aparțin lui Gheorghe Flutur sau altui organizator de mitinguri antiextremiste. Ele sunt ale milițianului pensionar special, deputat Dumitru Coarnă, coadă de topor la vedere a Kremlinului în România. Dacă un asemenea specimen, agent rus, poate să spună așa ceva, vă dați seama cam ce e aur. Patronul fermei dacilor, Dinicu, a fost dat afară din arest de justiție și trimis acasă. Nu i-a fost de ajuns echipa de avocați și experți pe care o plătește gros ca să demonstreze că focul ar fi fost pus. Acum are și posibilitatea, fiind în arest la domiciliu împreună cu soția și fiul, martori în dosar, să influențeze toți martorii pe care îi poate găsi ca să-și scape pielea. De ce poate să facă asta Dinicu? Pentru că s-a înnavuțit, călcând legile în picioare. De unde rezultă că în România, dacă economia nu e de piață, măcar justiția să fie de piață. Orice crimă ai comite, dacă ai destui bani să achiți, te scoți, mai mult sau mai puțin ieftin. Poți să achiți chiar și niște copii, omorâți, inclusiv al tău. La presiunea fermierilor și pentru că vin alegerile, Uniunea Europeană renunță la măsuri cât se poate de benefice privind protecția mediului, cum ar fi lăsarea necultivate a 4% din terenurile agricole pentru regenerarea solului și interzicerea etapizată a pesticidelor, cauze pe termen mediu și lung a infertilizării pământului și îmbolnăvirii consumatorilor de produse agricole. Deci, la pierderi mult mai mari decât cele de care se plâng acum fermierii susținuți de partidele conservatoare și extremiste. Eu produc scump carne ecologică și nu se vinde, așa că a trebuit să cobor la prețul cărnii obișnuite, zice un fermier francez. Această filozofie la nivel popular, domnule, mie îmi trebuie bani acum. Fie ei cenușii sau negri, nu bani verzi pe pereți, rupe Green Deal și grăbește omenirea spre prăpastie. Numărul mondial de cazuri de cancer va crește cu 77% în următorii 25 de ani, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Din ce în ce mai mulți bolnavi, tineri. Ion Iliescu și-aranja prin diplomații ceaușiști pe care-i lua cu el să se ciocnească întâmplător cu bătrânul Bush pe hol la Washington. Emil Constantinescu ne povestea cum face el parte din cercul restrâns al șefilor de state. Traian Băsescu se străduia jalnic să se bage în seamă printre granguri Europei. Însă Klaus Iohannis a dat acum lovitura la Bruxelles, depășindu-i magistral în proba de ridicol pe toți ceilalți președinți. Mi-a amintit de o cercetoare româncă dintr-un film suedez care, întrebată cu milă de un localnic să-ți iau ceva de mâncare, răspunde pe loc și înțepată: ceabata cu ton, fără ceapă! Mai întâi o tâmpenie. Cum poți să reproșezi Uniunii Europene cu termenul ceaușist s-a greșit? Că în 2019 trebuiau numiți și niște inși din Europa de Est, nu doar din Vest, în funcții de conducere.
înseamnă să discriminezi pozitiv est-europenii în stil de corectitudine politică, distribuindu-i procentual ca pe negri, persoane cu dizabilități, femei sau minorități sexuale în producțiile Hollywood. Să propui alt criteriu decât competența pentru posturile de nivel înalt în plenul Parlamentului European, nici măcar într-o discuție privată, a stârnit cu siguranță în mintea puținilor aflați în sală întrebarea. Adică vrei să punem din Europa de Est un nătărău îngânfat ca tine? Iohannis și-a respectat promisiunea. Cuvântarea sa către Europa e istorică, va fi ținută minte.